O scurtă chestiune procedurală. În continuare votăm cu mâinile ridicate. S-a promis de la microfonul președintelui Valeriu Zgonea că se va trece la votul electronic încă de acum 3 săptămâni. Din păcate, nu este pus în funcțiune, deși mie mi se pare că funcționează foarte bine acel aparat pe care l-am în față. Este deplorabil că în continuare numărăm voturile, evident că nu se numără corect. Votul electronic ar marca și responsabilitatea fiecărui deputat pentru votul pe care îl acordă în favoarea sau contra unei legi.